Cel mai tânăr dintre cei trei suspecți de comitere a atacului sângeros împotriva sediului săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo, Amid Murad, în vârstă de 18 ani, s-a predat poliției. Autoritățile franceze mai au doi suspecți principali, frații Cușii, care sunt încă în libertate. Premierul francez Manuel Valls a anunțat joi mai multe arestări în ancheta privind acest atac sângeros, relatează agenția France Press citată de Mediafax la Paris. 35.000 de, de oameni s-au strâns în plas de la Republic și mulți au venit cu pancarte cu textul Je suis Charlie și eu sunt Charlie. Președintele François Olanda a declarat zi de doliu național joi 8 ianuarie 2015 în Franța.